5 zone de lucru și 10 puncte de intervenție a deschis Raja pentru o amplă lucrare de înlocuire și conectarea unor noi tronsoane de conducte pe rețelele de aducțiune ce asigură alimentarea cu apă în Constanța și în Ovidiu. Lucrările au început aseară când apa a fost oprită în mare parte din orașul Constanța, dar și în Ovidiu. Compania Raja transmite că lucrările vor ajuta la mărirea capacității de transport de la sursele de mare adâncime. Compania subliniază că rețeaua înlocuită are o vechime de 50 de ani și nu mai făcea față solicitărilor, mai ales în perioada sezonului estival, când consumul de apă crește foarte mult. Lucrările de reabilitare a conductelor de aducțiune sunt realizate atât cu finanțare europeană, cât și cu fonduri proprii ale Raja Constanța. Despre stadiul lucrărilor ne-a vorbit astăzi purtătorul de cuvânt al companiei de apă, Irina Oprea. La ora actuală, lucrările sunt în grafic. Peste 20 de echipe de intervenție, atât din partea constructorilor, cât și din partea companiei noastre, lucrează în ritm intens în cele 5 zone cu cele 10 puncte de lucru. În cursul acestei dimineți a fost deja finalizată lucrarea la unul din punctele de lucru, urmând ca în această după-amiază să fie încheiate marea majoritate. Cea mai complexă lucrare este la intersecția dintre Bulevardul Aurel Vlai cu Bulevardul Tomis, unde din forțe proprii s-a schimbat o bucată din conducta de 800 ce pleacă de la sursele Cișmele către stația de tratare Coalas. Lucrările fac parte din programul operațional Infrastructură Mare, program ce prevede investiții pentru municipiul Constanța de peste 100 de milioane de euro.